Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip pentru ziua de 8 februarie. Să vedem cum va fi ziua de 8 februarie pentru fiecare zodie în parte. O să vă rog să lăsați un comentariu după ce vedeți acest videoclip. Să dați un like, să vă abonați la canal în cazul în care nu sunteți abonați. Sau să lăsați idei de etalări. Ideile de etalări le voi lua în considerare, doar că e posibil să le fac abia după 15 februarie, pentru că, așa cum ați observat, este o perioadă un pic mai grea pentru mine, că sunt în sesiune, dar după reintrăm în normalitate și voi face toate ideile de etalare. Ca și afirmație pentru data de 8 februarie, avem: nu mi-e teamă de ziua de mâine, pentru că am văzut-o pe cea de ieri și mi-a plăcut cea de astăzi. Deci este bine să spuneți această afirmație. În același timp, cifra 8 înseamnă cifra banilor. Ținând cont că este 8 februarie, este ziua 8, luna a doua, este foarte bună pentru cei care probabil își doresc să înceapă o activitate nouă, un loc de muncă nou sau chiar au de primit bani de undeva. E posibil ca mâine o parte dintre voi, indiferent de zodie, să primiți o anumită sumă de bani, mai mică sau mai mare. Acum depinde de la caz la caz. Și un leu dacă îl primiți, dar ați primit o sumă de bani, da? Ok, și voi începe cu zodia berbec. În primul rând, cei din zodia berbec, este posibil să plece într-o călătorie, dar este o călătorie foarte bună pentru că sunteți protejați de îngerii voștri păzitori. Aici cred că este vorba despre, în foarte multe cazuri, despre un copil sau un tânăr care probabil s-a stins din viață la o vârstă mult prea fragedă, dar această, poate fi și fată, nu e că doar băiat, dar în cele mai mari, mai multe cazuri sunt, e vorba despre băiat, care probabil are cifra 7 cumva o anumită însemnătate pentru voi sau a avut o anumită însemnătate pentru persoana respectivă, sau se poate întâmpla, nu știu, să fii murit la ora 7, ziua 7 sau acum 7 ani sau acum 7 luni, nu știu, ceva cu cifra 7 este legat de cifra 7, da? Ok. E clar că voi ați regretat decesul acestei persoane și e firesc, însă să trecem la ale noastre. E posibil ca unii dintre voi, mâine, după ce faceți această călătorie, oarecum să vă pară rău de ceea ce ați lăsat în urmă și să puneți în balanță dacă era mai bine să rămâneți în locul în care ați fost sau este mai bine în locul în care ați pornit. Aici putem vorbi despre persoane care poate pleacă la un loc de muncă în străinătate și e clar că adaptarea este puțin mai grea. Chiar dacă ați schimba locul de muncă, tot așa se întâmplă, pentru că adaptarea este puțin mai grea. Până vedeți exact la noul loc de muncă despre ce este vorba. Ideea este în felul următor: să nu vă pierdeți speranța, pentru că, așa cum v-am spus, indiferent ce ați schimbat, indiferent încotro veți călători, va fi o călătorie de bun augur, chiar dacă pe moment nu vi se pare acest lucru și poate că la un moment dat aveți intenția de a pune lucrurile în balanță, dacă să vă întoarceți de unde ați plecat sau nu. Aici putem vorbi inclusiv despre relații. Poate părăsiți o anumită relație și vă gândiți la un moment dat că poate n-ați făcut bine. M-auzi, cam mișcă cărțile
și trebuie să tot o dau jos de pe cărți. Cam atât am avut despre berbec, voi trece la zodia Taur. Mâine vine o persoană la voi cu o anumită ofertă, dar nu știu pe ce motiv nu vreți să acceptați oferta respectivă. Poate că este o ofertă de la o persoană care în trecut v-a dezamăgit, iar acum această persoană încearcă într-un fel sau altul să, poate chiar să-și ceară iertare, scuze și așa mai departe. Aici această ofertă poate fi atât pe plan profesional cât și pe plan sentimental. Ideea este că și la voi văd că aveți înger păzitor care vă îndrumă pașii spre ceea ce este bine pentru voi. În rest, ziua de mâine este o zi a bucuriei, o zi a fericirii, o zi a prosperității, o zi care, în care vă simțiți oameni puternici, împliniți. Deci este o zi foarte, foarte bună. Aici, pentru cei din zodia Taur, aș putea spune că, ca și înger păzitor, aveți o figură maternă sau poate o bunică, dar este vorba despre o femeie care a decedat și s-a transformat în îngerul vostru păzitor. Pentru cei din zodia Gemeni, mâine este o zi a schimbărilor. Descoperiți adevărata fața unei persoane, o persoană care vă dezamăgește sau v-a dezamăgit deja și acum stați destul de mult pe gânduri pentru a înțelege ceea ce s-a întâmplat și vă dați seama că, de fapt, persoana respectivă a purtat doar o mască cu voi. Dacă este vorba despre o relație în care urmează să vă separați sau v-ați separat zilele acestea de persoana respectivă, să știți că nu trebuie să vă pară rău, pentru că această persoană nu a clădit această relație pe o fundație stabilă. A vrut doar să obțină anumite beneficii și cam atât. Așa că voi, pe undeva, ar trebui să, nu ca să fiți cei mai fericiți, dar să fiți mulțumiți pentru că această persoană a ieșit din viața voastră, pentru că era o persoană mincinoasă, o persoană toxică pentru voi. Și am să trec mai departe. La cei din zodia Rac. Cei din zodia Rac, mâine vi se îndeplinește o dorință, probabil pentru unii dintre voi este o dorință legată de familie, poate unii dintre voi vă doriți copii și mâine este posibil să aflați poate de nașterea unui copil, unui nepot sau să aflați despre abundență, să aflați despre un loc de muncă mai bun sau că vă puteți deschide propria voastră afacere. Este posibil ca mâine să aveți o idee, o sclipire care poate da rezultate foarte, foarte bune, mai ales dacă aveți în familie o persoană în jurul vârstei de 25 de ani, să știți că dacă discutați cu persoana respectivă, e posibil să aveți acea sclipire, acea idee. Sau poate chiar sunteți voi la 25 de ani. Nu știu, ceva legat de cifra 25 sau că stați la numărul 25. Nu știu, e ceva legat de această cifră. Sau poate între ora 2 și 5 stați voi cu gândurile voastre și aveți acea sclipire, acea idee de cum puteți face bani mai mult sau de cum puteți să vă îndepliniți anumite dorințe care, la care vă gândiți de ceva timp. Deci este o zi foarte, foarte bună și pentru voi. Să trecem la cei din zodia Leu. Cei din zodia Leu văd că stați pe gânduri ce să faceți, cum să faceți. Sunteți
în punctul în care trebuie să luați o decizie, încotro vă îndreptați și, din câte văd, veți lua această decizie și veți hotărâ să ieșiți dintr-o anumită situație, indiferent că este vorba despre părăsirea locului de muncă sau dacă este vorba de părăsirea relației. Indiferent despre ce este vorba, veți lua această hotărâre pentru că nu veți mai putea suporta să stați în această incertitudine în care ați stat în ultima perioadă. Este posibil ca în această situație să vă ajute o persoană din zodie de aer, dar nu neapărat. Da? Este o etalare generală, nu personală, deci pentru unii poate fi așa, pentru alții nu. Dar cert este că doriți, și nu doar că doriți, dar și veți lua hotărârea de a părăsi o anumită situație. Poate, nu știu, v-ați dat seama de un anumit prieten-prietenă, că nu vă este prieten sau prietenă cu adevărat, și doriți să lăsați acea persoană în urmă, sau partener, sau loc de muncă, deci poate să fie, sau o locuință, deci poate să fie orice. Pentru cei din zodia Fecioară, și voi văd că sunteți la o răscruce de drumul și nu știți încotro să o luați, poate că uneori ați acționat destul de imprudent, fără să stați prea mult pe gânduri, dar indiferent de situație, vă hotărâți să lăsați trecutul în urmă, să lăsați o anumită situație în urmă, să lăsați poate un partener în urmă. Ideea este că indiferent ce veți hotărâ să lăsați în urmă, va fi de bun augur pentru voi pe viitor. Chiar la un moment dat veți fi foarte, foarte fericiți și mulțumiți cu voi înșivă că ați avut puterea și tăria de caracter de a lăsa această situație în urmă, indiferent despre ce este vorba. Să vedem pentru cei din zodia Balanță. Cei din zodia Balanță văd că foarte mulți văd că sunteți la distanță și v-ați cam săturat să mai stați la distanță. Vă doriți o nouă viață, vă doriți poate un nou partener sau parteneră. Aici poate fi vorba despre o persoană în jurul vârstei de 39 de ani sau ceva legat de cifra 39. Poate aveți un partener sau o parteneră care are vârsta în jur de 39 de ani, acum plus minus. Da? Vă doriți o schimbare, vă doriți o viață nouă, însă nu știți cum să faceți. Și din cauza asta e posibil să aveți destul de multe nopți nedormite în care să vă gândiți că ați luat la un moment dat o decizie care nu a fost corectă, iar acum ați vrea să îndreptați lucrurile, dar nu știți cum să o faceți. Este bine să vă hotărâți, să vă gândiți și să treceți la schimbările pe care vi le doriți să le faceți. Aici este posibil pentru unii dintre voi să fie vorba despre o persoană de foc, din zodie de foc, dar nu neapărat. Deci, indiferent despre cine este vorba și despre ce este vorba, dacă vă doriți într-adevăr o viață nouă, o puteți avea, dar, bineînțeles, trebuie să faceți și pașii necesari. Cam atât am avut de spus pentru cei din zodia Balanță și voi trece la cei din zodia Scorpion. Cei din zodia Scorpion văd că așteptați vești, ați fost destul de rău dezamăgiți sau poate chiar veți fi în prima parte a zilei, însă până seara lucrurile se clarifică și veți primi veștile mult așteptate și chiar veți fi mulțumiți de situația voastră. Sau poate că datorită acestei dezamăgiri de care veți avea parte, vă veți da seama ce este bine și ce este rău în viața voastră și veți elimina lucrurile sau persoanele toxice din viața voastră. Deci, la voi este una caldă, una rece. Ideea este că ziua se termină cu lucruri frumoase și benefice pentru voi.
Pentru cei din zodia săgetător, din câte văd, plecați la un drum. Dacă aveți examene de dat, îl veți reuși. Indiferent despre ce este vorba, mâine este cu reușită. Este posibil să faceți poate o călătorie mai lungă sau să fie vorba despre o ofertă de la un loc de muncă unde lucrează mai multe persoane și cam e un loc de muncă, aș putea spune, unde unele de persoane depind de altele. Poate să fie vorba de o fabrică, să zicem, și dacă produsul începe într-un punct, trebuie să se termine în alt punct. E clar că trece prin foarte multe mâini. Dacă aveți un astfel de loc de muncă sau ați trimis CV-ul la un astfel de loc de muncă, e posibil ca mâine să primiți răspuns că sunteți acceptați. Ceea ce este foarte bine. Dar trebuie să mai știți un lucru, că este posibil, există și posibilitatea să vă sune și să vă spună vreau să vii la muncă dacă se poate de azi. Da? Sau mai cel târziu mâine dimineață. Deci, de asta vă zic, este bine să fiți pregătiți, dar este de bun augur și odată cu acest loc de muncă veți construi ceva nou. Pentru cei din zodia Capricorn, văd că aveți pe cineva la distanță sau vă doriți oarecum să ajungeți la persoana care este la distanță de voi. Voi sunteți în acest moment într-o perioadă de stagnare și nu știți ce să faceți, dacă să mergeți, să nu mergeți, însă veți primi răspunsul mâine și veți ști exact ce să faceți. Chiar dacă în acest moment nu vedeți această rezolvare, o să vedeți că veți primi și rezolvarea respectivă. Aici putem vorbi despre persoane în jurul vârstei de 40-47 de ani, dar nu neapărat, pot fi și alte persoane, această cifră să indice poate altceva. Pentru unii poate e valabilă cifra 4, pentru alții e valabilă cifra 7, pentru alții poate fi valabilă cifra 11, că 4 cu 7 fac 11, pentru alții poate că la ora 7 veți primi știrile necesare. Cert este că veți primi vești care, de la distanță, pe care voi le așteptați, chiar dacă în acest moment nu credeți că aceste vești pot veni. E posibil să fie vorba aici despre o situație în care v-ați despărțit de o anumită persoană, iar acum să nu credeți că mai există posibilitatea unei împăcări. Doar că mâine vă vine mesaj, vă vine un apel de la persoana respectivă și veți vedea că lucrurile pot intra pe un făgaș normal. Dacă vă doriți, mai doriți, dacă nu, nu. Bun. Pentru cei din zodia Vărsător, văd că vă doriți să aveți o nouă casă sau chiar să renovați sau să cumpărați ceva nou în casă și veți putea face acest lucru și chiar vă este recomandat acest lucru, dar unii dintre voi în același timp este posibil să aveți parte și de o dezamăgire. Sau chiar mâine poate, nu știu, să vă crească, să vă scadă tensiunea la unii dintre voi sau să aveți anumite palpitații. Deci, dar în rest, lucrurile sunt bune, mai ales acolo, dar unde, dacă așteptați anumite vești, să știți că veștile vor veni și vești foarte, foarte bune. Poate că, nu știu, mâine aveți de dat un examen și aveți foarte multe emoții. Și din cauza asta să simțiți anumite palpitații. Dar să știți că va trece cu bine, indiferent despre ce este vorba. Iar aici o cifră foarte importantă este cifra 50. 5 sau 10. Cumva dacă aveți examen, probabil ori luați 5, ori luați 10, ceva de genul.
Da? Sau sunteți persoane în jurul vârstei de 50 de ani și vă gândiți că dacă aveți un examen mâine, la această vârstă, probabil că nu vă mai stă gândul atât de mult la învățat și nu veți ști exact ce veți putea face. Dar stați liniștiți că veți trece. Pentru cei din zodia Pești, mâine posibil să aveți un conflict interior. Aveți anumite idei, aveți anumite intuiții, însă nu știți cum să le puneți în aplicare sau nu știți dacă să aveți încredere sau nu în intuițiile pe care le aveți. Este bine să aveți încredere pentru că sunt intuiții foarte, foarte bune, foarte benefice pentru voi și dacă vă gândiți că există o anumită persoană care vine în viața voastră pentru a vă oferi un loc de muncă sau o relație de iubire sau asta, să știți că mâine veți întâlni persoana respectivă dacă cumva nu ați întâlnit-o. Poate că chiar dacă trece doar simplu pe lângă voi și nu vă dați seama mâine că este vorba despre persoana respectivă, dar în următoarele zile vă veți da seama. Atenție doar la acel conflict interior, pentru că cumva vă certați voi cu voi, da? Că nu vă convine. De ce ați cumpărat pâine? Că vă trebuia ulei. De ce ați cumpărat zahăr? Că vă trebuia sare. Cam așa sunteți mâine, dar în rest este o zi benefică. Eu cam atât am avut de spus pentru ziua de mâine. Sper că au fost informații utile pentru voi. O să vă rog să lăsați comentarii, să dați like și să lăsați inclusiv idei de detalii. Vă mulțumesc și să auzim doar de bine. La revedere!